Bună ziua, domnule Zicu, felicitări pentru victorie. Cum ați descrie partida de astăzi? Bună ziua, mulțumesc. O partidă dificilă, am început jocul echilibrat, să spun așa, nici noi, nici ei nu am fost periculoși. A doua repriză, din păcate, am primit un gol, dar am avut puterea să revenim și lucrul ăsta spune multe de forța grupului, lucru pe care l-am cerut de prima dată. Am văzut atitudine, am văzut reacție și am reușit să câștigăm o partidă grea, am făcut un prim pas, dar greul de-abia de acum începe, pentru că ne va aștepta o partidă foarte dificilă duminica viitoare și trebuie să fim foarte, foarte, foarte motivați și inteligenți să reușim să promovăm. Ce le-ați transmis jucătorilor, pentru că s-au ridicat la un nivel foarte bun astăzi? Lucruri interne sunt lucruri care țin de fiecare antrenor. Așa cum am spus, nu vreau să vorbesc public niciodată, nici de lucrurile bune, nici de lucrurile negative. În public vorbesc de lucrurile generale, lucruri despre fotbal. Cei de la Chindia se plângeau de terenul sintetic, credeți că, nu știu, da, normal că nici noi nu vrem să jucăm pe un astfel de teren sintetic, sperăm să promovăm ca să putem să avem iarbă de la anul. A fost poate una tu astăzi, să ce serim, pentru că îl cunoașteți. V-am spus, am jucat pe sintetic alte meciuri și le-am pierdut, n-am mai fost statul. Când am jucat cu Hermannstadt, când am jucat cu Timișoara și am făcut 0-0. Deci faptul că îți cunoști terenul sau că e sintetic nu înseamnă că o să câștigi un meci. Am câștigat meciul pentru că am avut atitudine, am avut personalitate, am avut curaj, am încercat să jucăm, de asta am câștigat meciul, nu pentru că a fost sintetic astăzi. S-a micșorat diferența dintre nivelul ligii întâi și nivelul ligii a doua, pentru că vedem partide echilibrate la baraj. Eu cred că diferența de valoare nu este mare, ritmul este cel care face diferența. Meciurile pe care le joacă echipele de la retrogradare din prima ligă sunt mult mai intense, cu adversari mult mai valoroși, iar meciurile pe care le-am jucat noi în Liga a doua nu au fost la fel de intense ca și cele de Liga 1. Vă dăduseră un pic planurile peste cap, apelul făcut de CSA Steaua la TAS? Nu, dar nu e treaba noastră. Sunt regulamente, lucrurile sunt clare, nu cred că au fost probleme, sunt lucrurile lor, nu mă interesează, nici nu am vrut să răspund ieri, chiar mă sunase cineva să mă întrebe de la presă și am zis că n-am ce să comentez, că nu e treaba mea. Cum credeți că va arăta returul? Pentru că Chindia cu siguranță va ataca mult. Asta e, o să fie un meci interesant, un meci cu intensitate. Până la urmă, fotbalul înseamnă presiune și cine duce mai bine această presiune câștigă la final. Voiam să vă întreb cum vedeți și barajul de diseară dintre Ucru și Dinamo? La televizor. Mulțumesc!